Mai fați, Catalina! Atenție! Ready! Go! De obște eu sunt domeniul prelucrării lemnului. Până la urmă, dacă vedeți că e pe malul Nistrului, totuși eu ca sportiv din trecut, maestru sportului, mă dure când vedem bărșile pe apă și totuși am hotărât să ne aduc aminte și să încep să vâslesc. Între timp mi-a venit gândul să dacă, deși să nu fac aici o școală, un clas până la urmă, sau că nu e încă deocamdată club, e un clas sportiv pentru copii. Vreau să îmi place să lucrez cu copiii și să-i încerc să-i pun pe apă. În satul vecin, la 8 km de aici, am încercat să aduc copiii și de la Gura Băclui. Satul Varnița e în spate la noi. Stânga, pe curgerea Nistrului, e orașul Bender. Și alături e un cartier a orașului. Adică se pune administrația de la orașul Bender, cartierul Nordic. Am copii și de la Nordic, aici este cartierul Nordic, care sunt copii, mă rog, ei văd că merg bărcile pe apă și vin să interesează, chiar și părinții vin să interesează și aduc copiii. Țelul meu e să-i antrenez, să-i scot de la calculatoare. Și eu nu mă uit și nici copiii nu se uită, nici părinții nu se uită la momentul că el e rus, el e moldovan sau român. Ei vin aici să antreneze. Тебя-то заставит пузо сразу. Да, ясно. Ты портишься. У бабушки ты портишься, да? Да. Я потому что постоянно ем. Уже есть, да, Осипов, стоп. Осипов, стоп. Моим пацаном, видимо. Гоу! Părinții nu vreau să-mi dea voie, fiindcă eu nu m-am ocupat cu sport. Vosta asta 3 ani în urmă. Și părinții nu prea vreau să-mi dea voie, însă eu deja, prin multe metode, i-am convins și mi-au dat voie. Au spus că o să duc o lună, două și o să se termine. Tot timpul ăsta cât m-am antrenat, noi am fost la competiții, chiar și la România am fost cu ocazia competițiilor și am venit întotdeauna cu, sau aproape întotdeauna cu oarecare premii.
Și a fost clar lucru de bucurie. Ne împăcăm cu toți, normal, fiindcă oricum nu contează deși de unde ești, suntem toți oameni. Cine te-a inspirat? Sora, deoarece venea toată ziua într-un loc și eu știam că e ca ea, că nu e, dar niciodată n-am încercat. Acum vreo câteva, o lună în urmă, eu eram cel mai mic de la Caia Canoe, din toată grupa noastră. Și acum? Și acum, după mine, parcă sunt cel mai bun. Vâsles foarte bine și la viteză sunt al doilea. Putem să discutăm viitor despre o prietenie primală? Da, ei este. Ei este. Eu am foarte mulți, foarte mulți colegi care ei vin de la Mal, de la Nistuiz, de la școală, de la Pender și ei stăți vorbitori de limbă rusă. Mă cunosc cu dânșii. Și are una cu alta. Nu are nimic absolut. Noi nu împărțim nimic. Eu n-am avut probleme niciodată, măcar că în parte și ei malul Transnistriei. Copiii mei pleacă în parte și ea. Exportul și turismul ăsta n-are granițe.